Bună, dragilor! Privesc la voi către ceruri. Încet, încet, îl aducem către adevăr. Probabil că, nu știu, câțiva dintre voi deja bănuiți cine e persoana. Nu o să vă zic, până nu-i gata. Avem de lucru mult. Vă place? Sau e plictisitor? Mie îmi place să mă filmez atunci când pictez. Pentru a vă încânta privire. Dar, așa cum mai spun unii despre mine, ca să mă dau mare. Convine, am în două variantele bune. N-am cu ce să mă dau mare în fața voastră. Eu prea multe clase, nu am, am trei clase, dar las lumea să creadă că am patru, știi? Mă zice, ai și tu patru clase, mă bucur când zice așa. Mă mărește în grad. Voi cum mai sunteți, dragilor? Noi tot pe izolare. Nu noi, familia noastră. Toată țara.
toți cei care suntem aici. Emilia, verișoara mea Emilia, dacă mă auzi, dacă vezi acest clip, nu dacă mă auzi. Abia ieri seară am înțeles de ce tu mi-ai spus că îți place de mine pentru că eu mă laud cu lucruri simple. Am vorbit cu cineva ieri seară. Nu laude, minciuni. Minciuni. Se lăudau cu neadevărul, cu ceea ce nu era. Ah, tot rudă de noastră. Am râs, dar știi cum? Râs de la trist. Nu știu cum să mă exprim. Dar cred că mă înțelegi sentimentul. Băi, omule. Cum ne place unora să se încreadă cu ceea ce nu au. Să se laude cu ceea ce nu au. Sau să se laude cu lucruri alte spune că e a lui. Ce să faci asta? Asta e lumea. Unii oameni. Nu toți. De multe ori zine așa să generalizești, dar nu. Suntem diferiți. Unii de alții. Ha? Mă place? Bine, ceea ce voi vedeți aici, după ce voi acoperi toată suprafața, se va numi prima mână. Ele sunt în total 7 mâini, 7 straturi. De 7 ori trebuie trecut peste. Pentru a ieși ceva fain.
Priviți la ea, dragilor, la pictură, vreau să zic, și o să vedeți diferența între cea de acum și cea pe care o veți vedea peste ceva timp. Va fi total, complet deosebită față de asta. Va fi complet diferită. Deci, dragilor, hai să închem aici, să pot să-mi văd liniștit de treabă. La revedere! Să ne vedem într-un ceas bun. Pup, dragilor!